Se dezice fata lui tata, nu se dezice. Da, bine că mi-a dat. Ce mi-a dat? Ce ne-a cerut eu? Cum dracu să-i cer? Poate nu-mi da bani. Să vezi că îmi dă bani. Dă-mi euro. Să vezi că îmi dă lei. Ce scrie aici? Hai de așa ca la Los Ojos. Tu? Pac. Scrie paracetamol. Eu zic că mi-e trebuit aspirină. Nu, nu știu. Cred că eu vorbesc în altă limbă, ea înțelege altă limbă. Cred că înțelege limba la tine, limba la mine. Nu știu ce înțeleg. Păi, mi-a și zis în față, nu înțeleg. Păi, chiar că nu înțeleg. Cred că nu știe să citească aspirină. Cred că se sperie când aude de tamponată. Sau netamponată. Zice, mamă, e netamponată. Mamă, să-mi bat până. Ce urât e. Urât? Ia uite ce și-a cumpărat băiat. De asta nu poți să-i dai? Că mi-ar trebui. Era acetat. Chiar în trebuie. Nu. E retard. Ce mi-a dat? Ia să vedem ce mi-a dat asta. Medicament de sinucigaș. Olanzafin, da? Nu mai îmi dă varianta aia, scumpă. Că n-are bani. Îmi dă o variantă, te pus pe ea. Au. Am la de-astea, pot să dau la tot spitalul de rebun. Și mi-a dat și prospect. A, nu mi-a dat. A. Mi-a dat o fiolă, ia să zic, oameni de fiolă, ia. Doar una. A luat și-a din banii ei, care iară. Ia, ce e? Hai că mă duc la lumină, dă-mi lumină. Trebuie să dau pe internet să văd ce pula mea asta. Trebuie să fie ceva de cap. Copa, poate e cu cap, știi? Și uite, mi-a dat ciorbă, la sticluță, cu pulpă. Deci ea a băut cu copila și pulpa și i-a băgat la băiat ciorbă. A băut pulpa. N-are bani. Deci are bani de astea pentru copilași îngerași. Pentru băiați îi face mâncare originală. Și uite, deci are bani și de astea. De bulioane. Dar mie îmi dă ciorbă. De ce? La borcanel. Și n-are bani de astea și îmi dă și de astea, de copii mici. Dar e de-alea foarte ieftin. De ce? Că n-are bani. E bine. Ia, e stricată măcar? Măcar să știm și noi ceva, știi? Ce dracu' asta? E ciuco. Nu e ciuco, e ciuco. Mișto că e ciuco. Dar vezi că e desigilat. Nu e ăla cu pulpă, mi-a băgat ciucoiesti. Eu zic, mamă, ce fericire pe viața mea. E ciuco de ăla cu chimicale. Aole, tot mai vorbeam de asta. Păstrat. Deci nu mi-a dat. Mi-a dat de ăla cu chimicale. Și era speriată de eu. Deci am mâncat pulpa aia din fructe și la băiat i-a dat chimicale din petrol. Da, asta e ciorbă, ia să vede. E ca la mama acasă. Oh, e doar veche, nu e stricat. Cred că am mâncat în ciorba asta fiertă de 10 ori până acum. Antimicrobian. Și mi-a dat ceafă de porcule. Cu mesaj. Pasta e, zici că
fost la mea soție la administrația străjilor, că mi-a dat și ea niște secret. Când era ziua lui 1 de naștere, e ziua mea de naștere. Și îi dădea să pun că ăștia mergea pe mesaje. Îi zicea că e puțin, că e spălat. Și sora mea a învățat de la fată. Și îmi dădea mai să pun. Păi că, aule, uite, îmi dă mesagerie. Că sunt împuțit. Sunt împuțit, frate. Hai, mai oră că e o dată. Ai învățat original. Nepotrivire de caracter. Nu puteai să înveți și tu carte? Că de-astea se învață rapid, știi? Nu, e greu. Știu că e greu. E grea cartea. Nu tot în gură de carte. Mai bine trimisă punul. De-astea, știi? Trebuie să vină cineva la mine care ține la mine de băratele să-mi aducă șampon, că fata nu are șampon. Îmi trimite să pun. Cel mai ieftin săpun. Când mă uit eu, am cercetat cât e muleu. Dacă aș intra la ea în baie să văd ce săpun are, știu ce săpun. Ăla cu pH neutru. Să nu-i moară pizda, plină de mătreață. Băgănciuco. Bine că e fără pulpă. Cel dacă avea doar o pulpă. Trebuia două pulpă. Să le răsfrătăresc. Aolo, m-a luat tără transpirație. Hai să transpire și mai tare. Aolo! Mi-a căzut ceva. Uite, fata. Nu știi chimicale? De asta întrebă. Acolo scrie una păzit. Eu iau mână. Respectiv. Scrie acid lisergic dietilamină 25. Să nu-i lași. Cine te poate te droghezi? Și vorbești cu un geraș copilaș. De fapt, nu-i interesă cu drogheță. Și așa vorbești cu un geraș copilaș. Oricum ai face, tu vorbești cu un geraș copilaș. Aul, era să uit asta sau un pic. M-am dus la vot. Bă, mi-a plăcut omul. Fără să bea un banc. Să vă zic cum am făcut-o la bătut. M-am dus cu certificatul la naștere. Ei! Face, bă, nu poți. Du-te la ăia să-ți faci buletinul. Și era o... De-aia drăguță acolo. Mi-a zis, bă, îți trebuie de alea, de alea, de alea. Face, bă, la... Pula. După aia m-am dus la Photoshop cu Eminescu. Aveam aici în carter. Era închis Photoshop-ul Eminescu. Aici, aolo, Photoshop, pula. Și mă gândeam să mă duc în oraș la un alt Photoshop, dar am renunțat, mi-am luat firt solid. A, să mai dăm și copile acestea. De ce, dar firt solid te face lichid? Cum te face lichid? Așa. Pâc, pâc. Pula. Pula. Câte să luăm? Luăm 4. La nu 5. După aia mai au 5 mâine dimineață și gata. Mă las de băut, oricum mai am bani. Și oricum trebuie să mă las. Acum o să fac tipuri, de fapt în țara asta nu fac tipuri, o să fac tipuri mei. Ah.
tarde, ziua ta, iubito. Îți dau inima mea. La 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 la. Iubito rebelito. Mamă, ce talent am în mine. Bine. Mai ales când stau pe bine. Aole, ce. Băgă, nu știu. Hai că e bucie. Păi, Halima, ma. Hai să mâncă și ceapă de pot să duc în desina aia. Să nu mă învăț ca să ajung și pula mea ce-am dus. Și în pădurii. Pula mea după aia râde cu mine de mine. Cu ce o de. Pe cel mai curt de ce vreau în mine. Râde și pasarabenii, face facem de căcat. Noi suntem strong și ăsta e lingalang, linglong, lingalong. Și lingalong, lingalong. Bă, nu mai găsesc cuțitul. Uite, dragă, bă, e bun șocolat cu chimicale. Iubesc ciupă. De fapt, asta nu e invenția mea, e invenția altă. Și nu i-am cerut, accept, mă doream pe urmă. Da, e urmă mea și curată. Mă, am făcut o îngură cu țiplile voastre. Bă, gămea și pula, am cuțit de criminal și nu pot să tăia. Trebuie să ascult cuțitul de criminal. Bă, gaia mea și cu altă. Unde vrea că e fără ce stăm ăla să iau cu doar? Aula, am uitat cafeaua. Te bag cu cuțitul aici, că dacă intră unul pe mine, mă duc la el. Bă, pula, îi trag mâna și gata. Poate să bagi și cuțitul. Cu un nebun de tot, nu am amenințase. Tot ce vin la tine, noaptea, și îți bat cuțitul în spate, face un habo. Și îți rup căpățâna, ca la mongoli. Că până îmi bagi tu cuțitul, eu mai am câteva secunde de trăi, dacă îmi atingi ceva calma. Trebuie să-mi-l bagi în inimă. Și nu pot. Acum nu pot. Îl tricoșează. Ai o probabilitate ca la 6 din 49 să nu mergi. Toate că inima e mare cât pumnul drept. Știi? Dacă mi-ai nimerit-o, oricum creierii încă mai funcționează. Ăla cu... Când eram mic, am făcut un experiment, m-am strangurat de lucru. Și încă ești viu câteva secunde. Și dacă mă știm, și atunci te-am făcut prea. Te iau după mine. Deci, bulache. Ești bulache. Păi ești un cigări, nu sunt un cigări. Și am făcut un experiment. Când eram mic, singur. Hai să-ți explic experimentul. Dar nu faceți ca. Prea mult, mor mult neuroni. Știu de ce. Am destul de pula mea și dacă moare, se mai mulțește după facultatea ratificației. Deci mi-am permis. Tu nu-mi permiți să-mi permite. Și eu nu-mi permit să-mi permite. Am luat un elastic. Și ăla este tot. Așa făceam noi moștii poeți la un moment dat. E
erau niște elastice de alea. Și băgam așa. Că noi chiar făceam sport. Adică eu nu prea mă țineam de sport, dar făceau ăia și făceam și eu pula mea. Trăgeam și de gantere, la mușchii. Făceam flotări. De ce făceați? Nu știu. Că noi nu ne dugeam la gagici. Doar ne uitam la ele. Noi ne împrumutam cărți de la unul lor. Și cam atâta, da, ne-a întâmplat. Și ne-a întâmplat. Și eu am luat un elastic la stator și am zis, băi, ăsta e elastic, da? Pot să mă strâng de gât, da, se mulează perfect. Asta. Și vreau să-mi opresc sângele să nu mai simt la creier. Să văd eu cum e când mor. De adevărat, trebuie să mi se relaxeze astea, la un moment dat când o să mor, mi se relaxează brațele. O să cadea în picioare. Deci eu știam. Dar vreau să crez senzația, să văd cum e. Bă, m-a să-mi plăcă. Și nu mai se ducea nimic. Nu mai venea, nu mai se ducea. Și am fost lucid. Încă, să zic, 10 secunde. A, vin să chem așa. A, ce mișto e! Deci în 10 secunde pot să fac orice, dar... Că am citit că și noi pula la cu romane și până la aia, că vedeam și acum, cum e când decapitezi un om? Și uite ăia, în piață, la ăla care era decapitat. Sau și controlat. Băi, și decapitat, încă trăia, pentru că el încerca să vorbească și clipea din ori. Și ăștia se excita la pudă. Și după aceea se ducea și știa nevastă. Moartea înseamnă. Și acum acum, la nivelul lor, au ucit. Eu ce fac aici? Orice senzație avea, orice senzație cum avea mărțile doare. Ce-a fi să fie pentru post. Acum cândva, din totdeauna, ce-a fi să fie o vedere. Ar fi durerea de a fi. De a fi cumva. Între a ști și a nu afla. Între recunoștință și știință. Precumva.
Și totuși, cineva, cumva, îți deschide o carte cu vorbe aparente, șarte, și te pierzi în ele. Și crezi, cumva, că ai găsit definiția. Nu te faci ce face. Nu-ți place. Ai un punct din care ajung către patrul să găsesc ascund cumva. Nici n-aș vrea sau nu știu. Ce știu? Ceva. E al tău! Nu! E. Oh, s-a văzut mult cum asta e. Am văzut un boșoroc mai de dimineață în care se plângea. Ce face tinerii? Ce poate să facă tinerii? Băi, boșoroc, căcat la cur și pișat la pură. Atât aștept, atât cunoști. Ce face tinerii? De fapt asta îți pui tu ție. Ce-a făcut tinerețea ta la viața ta? Băi, zdreanță cu ochii de faianță. Păi dacă îți pui întrebarea ce face tinerii, mie mi-e explici ceva. Că tu la viața ta n-ai făcut nimica. Că tu te reprezinți prin ceea ce prezinți. Băi, unii tineri nu poate de adevăratele. Ci... Băi, la un moment dat tinerii, dacă n-au ceva pe aici, pleacă să-mi bă pula emigratori. Ful, ful, ful. Ciu. Dacă tu spui problema ce face tinerii, tu ar trebui. Dar ce pula? Tu... Ce face tinerii? Hai că zic eu ce face tinerii. Muncește cumva, învață cumva, unii tineri. Alții care sunt tineri și nu poate, băi, îi lăsăm în pace, în pacea lor. De ce? Sunt mai activi, mă! Și fetilii și băieți. Și se fute, mă, să-mi bag pula! Dar uite ce și mai frumos, au, la iubire. Păc! Îi bagă bușon la bușon, tir bușon. Nu știu ce face. Tu știi ce face? Se fute, mă! Se fute ca să facă niște ploci, ca și aia să muncească, să-ți dea ție pensia aia urâta, care ești chinuit de la soartă, ca să te duci să votezi, nu știu ce pula mea. Dar nu votezi pula mea. Băi, eu sunt încă tânăr. Ăla cu. Și fiziologic și psihologic. Da. Tu erai boșoroc de atunci. Erai... Ce face tinerii? Eu iubesc tinerii. Mai ales când îi văd că se țin de mână, vorbesc frumos. Sau mai urât. Se distrează între ei. Foarte bine! Foarte bine!
și dacă fac greșeli. Învață! Una e să citești dintr-o carte, dar trebuie să experimentezi. Teoria ca teoria, dar trebuie să o pui în practică. Una e să te uiți la un film și alta e să o faci pe pielea ta. Tinerii încă au curajul de adevăratele aia care tu nu-l ai. Și revoluția din 89 a fost făcută de tineri. Mânca mea-i pula, că de-aia ai tu pensia aia mică și pizdoasă și căcăcioasă. Ce face tinerii? Mai face niște revoluții din când în când. Sau mai stă pe gânduri, se mai gândește ceva. Poate găsește. Mânca mea-i pula și căcatul și pișeatul.